În weekend o să avem parte de un eveniment cu totul și cu totul special, care se urmărește a deveni o tradiție. Tocmai de aceea am chemat-o în dimineața aceasta să ne dea mai multe detalii despre campania Credem în Tine pe președinta organizației Asociației Umanitare Alexandra Nanu, Anca Oprean. Bună dimineața! Bună dimineața! Pare bine că m-ați invitat aici. Cu mare drag! În primul rând, aș vrea să ne dai câteva detalii despre când și cum a luat ființă Asociația Umanitară Alexandra Nanu. Da. Asociația Umanitară Alexandra Nanu, pe scurt AUAN, folosim și așa pentru că este mult mai ușor, a luat ființă acum 2 ani de zile, pe data de 19 noiembrie, când o mână de prieteni, pot să zic chiar o 2 mâini de prieteni ai Alexandrei, ne-am strâns și ne-am tot gândit ce să facem să o păstrăm vie în sufletele noastre. Zic asta pentru că Alexandra este un exemplu în continuare pentru noi. Pe lângă faptul că mă mândresc că a fost prietena mea cea mai bună, era un om care era foarte devotat la tot ceea ce făcea. Ajuta oamenii, ajuta animalele, era foarte dinamică și tot ce avea în cale, deci tot ce avea de făcut, avea un plan foarte bun pentru a-l duce la capăt. Și atunci am zis că ce am putea face ca să-i păstrăm numele viu, să păstrăm în sufletele noastre, decât să facem o asociație umanitară în numele ei. Și ajutăm copiii, cu precădere cei între 6 și 19 ani, pe plan educațional. Deci noi promovăm educația. Asta vreau să pun accent, de fapt. Exact. Aș vrea să dai mai multe detalii. Da. Este vorba despre copiii care nu au posibilități? Copiii, da. Acum vreau să continui. Da. Copiii nevoiași, care fac parte din pătura socială mai de jos, care nu își permite să ajungă, să aibă o carieră bună în viață din punct de vedere profesional. Da. Și atunci noi ajutăm să își îndeplinească acest țel. Cum deci, îi ajutați, mai exact? Îi ajutăm, avem, de exemplu, anul acesta, am introdus bursa. Și anume, este o recunoaștere a meritelor, copiilor sau tinerilor, cum am zis, între 6 și 19 ani. Un criteriu de bază este ca aceste familii, copii, deci care fac parte familiile, membrii familiilor să aibă sub 500 RON pe membru de familie. Este un criteriu foarte important. Pe lângă asta, performanța școlară. Da. Noi mergem acum, cum am zis, pe bursă, deci ar trebui să aibă între 9 și 10, cel mai bine, neapărat ca să primească bursă. Poate că se dau lupte și pe nota 10, cine știe, pentru că sunt mulți care sunt. Da, pentru că asta promovăm, așa, între 9 și 10. Bun. Apoi, sau FB, pentru ciclul primar. Da. Și, bineînțeles, mai avem o altă categorie de ajutor financiar și material pentru cei între 8 și 9. Uh-huh. Și mai avem încă o categorie pentru ajutor punctual pentru cei sub 8, să zic așa. Ajutorul punctual este mai puțin, de exemplu, tabere de matematică, deci tot pe plan educațional. Pe asta mergem noi. Tot timpul contează ca ei să fie mai educați. Da, să fie motivați și educați. În total câte burse oferiți anual? În total avem 18. Da. Și mai avem ajutoare punctuale pe lângă. Am mai sunt diferite cazuri. Da. Încercăm cât mai mulți, dar deocamdată atât ne permite bugetul. Înțeleg că, deși bursa este doar de anul acesta, da, are 18 concurenți, da, participanți, cum reușiți să-i găsiți? Umblați în toate școlile din județul Sibiu? Se încadrează? Am încheiat parteneriate cu primăria, cu diferite instituții și așa ne-au furnizat dânsii cazurile, instituții au furnizat cazurile. Mai nou, pentru că am devenit mai cunoscuți pe piață, am primit telefoane, e-mail-uri pe adresa noastră, adresa de pe site, de pe alexandranu.ro și adresa de pe Facebook, iarăși. Deci deja lumea a început să ne caute pe noi, ceea ce este un semn bun. Asta aici am vrut să ajungem până la urmă, ca să nu mai trebuiască noi să îi căutăm pe ei, pentru că până la urmă oamenii care au nevoie vin înspre noi. Este mai simplu și pentru voi. Vreau să-mi spui despre concertul care va avea loc în weekend, mai multe detalii și mai ales toate informațiile despre și ce s-a întâmplat anul trecut și cum a evoluat anul acesta, spre ce merge. Da. O să încep cu anul acesta, deci o să aibă loc duminică, 15 decembrie, începând cu ora 5, deci orele 17 după masa. În cadrul concertului vom avea ca invitați pe Radu Nechifor, pe Sebastian Stan cu Magic Band, Dreamcatchers, vom avea pe Vlad Simon și Maria Cojocaru de la Vocea României și de asemenea invitați pe Anca Maria Mărginian, pe Dominic Simionescu și Luana Prodia. Deci este un spectacol care complex. Românesc și sibian. Da, sibian și tradițional și cu muzică internațională, din câte ce cântă și cover-uri. Deci o să fie de toate, pentru fiecare câte ceva. Toată lumea să fie mulțumită, zicem noi. Acest spectacol își propune să
atragă cât mai mult publicul sibian înspre noi, bineînțeles, să ne deschidem cât mai mult acum înaintea Crăciunului și bineînțeles că la sfârșitul acestei gale vor fi plasate diverse urne la ieșire pentru cei care vor să mai doneze. Noi, principal, este un concert de binefacere pentru strângeri de fonduri, pentru copii, de care am menționat mai devreme și de aici sunt sponsorizările noastre, cum ar veni. Deci este un concert foarte important pentru noi. Vreau să-mi spui ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că avem chiar acum imagini de anul trecut. Da. Ce impact a avut concertul? A avut un impact foarte mare, am fost foarte, foarte mulțumiți. Într-adevăr, ne-am străduit foarte mult, că nu știam exact ce se va întâmpla, cum să facem, pentru că a fost prima ediție, dar totul a mers ca pe roate. Deci anul acesta am avut numai de învățat. Anul trecut a fost sala plină, s-au vândut bilete ca și de data aceasta, mai repede atunci și acum din nou, în câteva zile s-au epuizat, lumea încă ne sună și ne caută, deci chiar ne-am gândit, ar trebui să concertăm pe o sală mai mare. O sală mult mai mare, dar noi preferăm sala Talia pentru prestigiul din Sibiu. Ce sumă s-a strâns anul trecut? Aproximativ. În jur de 166 milioane vechi, zic, aproximativ. Cam așa. Da. Sumă care... Vechi, sumă care s-a împărțit la copiii pe care avem noi în program. Deci am avut anul trecut programul pe 2012-2013, acum e 2013-2014. Da. Singura diferență este că am introdus bursa, cum am zis, și l-am defalcat în trei. În plus, da. Ajutor în plus. Da, ajutor în plus. Aș vrea să îmi spui mai multe informații și despre alte proiecte pe care le are Asociația Umanitară AWAN, pentru că văd că deja aveți proiecte în derulare. Sau sunt doar cele despre care mi-ai vorbit? Sunt cele despre care am vorbit și avem alte ajutoare punctuale, diferite donații, diferite tabere, tot așa, pentru matematică, pentru informatică, deci tot ce ține de educație, în primul rând. Cam alte cuvinte, copiii nu primesc bani sau familiile nu, lor, nu, ci primesc educație. Da, primesc educație și materialul este, da, financiar, dar noi cum procedăm? Copiii din familiile respective împreună cu părinții își cumpără ce au nevoie, în prealabil vorbesc cu fiecare reprezentant de caz și ne punem de acord, iar după ce și-au cumpărat cele dorite, bineînțeles pentru scopul de a învăța, deci pentru școală, rechizite, dacă au nevoie ghiozdan și așa mai departe, noi decontăm. Deci vin cu factura și cu bonul. Asta nu primesc niciodată banii. Da, că se întâmplă să aibă tot ce au nevoie și că banii nu se duc în alte părți. Nu. Și de Crăciun și de Paști primesc toți copiii cadouri de la noi. Vom merge săptămâna viitoare să cumpărăm cadourile pentru ei și să le facem un Crăciun mai fericit. Foarte frumos ce îmi spui, de aceea am să te rog să inviți pe cei de acasă să vă scrie sau să vă ajute, să-i ajute pe cei mici. Aș vrea să-mi spui care este site-ul vostru și mai ales unde vă pot găsi cei care vor să ajute copiii nevoiași. Da. Noi vă așteptăm pentru cei care aveți deja bilete la gala noastră să veniți duminică, cum am zis, repet încă o dată, la ora 17, deci în data de 15 decembrie, la orele 17 la sala Talia. Dacă vreți să aflați mai multe despre noi, ne bucurăm să vă avem oricum alături de noi, puteți intra pe alexandrananu.ro sau pe pagina de Facebook /AWAN. Puteți să ne scrieți, să ne sunați pentru sugestii, alte propuneri, poate vreți să ne ajutați într-un fel sau altul și ca voluntari și cu idei. Asta înseamnă că biletele nu mai sunt financiar la concertul de duminică. Nu. Nu mai putem să cerem sub nicio formă. Nu, momentan nu. Probabil că la anul trebuie din timp să sune lumea, neapărat. Vă propuneți pentru la anul, deja aveți idei sau deja lăsați să se întâmple? Avem câteva idei de îmbunătățire pentru că învățăm de la un an la altul și tot timpul dăm peste un mic obstacol și vedem apoi cum ar fi fost să facem mai bine, bineînțeles, după spectacol. Sigur. Dar totul este spre bine, deci învățăm, e totul constructiv. Cu alte cuvinte, vă spun tuturor că Asociația Umanitară Alexandra Nanu lansează pentru al doilea an consecutiv campania intitulată Credem în Tine, campanie la care participă și Asociația Internațională de Tineret BICAM. Așadar, vă felicit și pe echipa AWAN, ca să-i spun pe scurt, dar și BICAM pentru inițiativa pe care o au și vă urez mult succes în toate campaniile și proiectele pe care le aveți. Mulțumim frumos, mulțumesc de invitație!